La copii, săptămâna trecută am avut 3 cazuri, 2 copii de 3 ani, unul a fost transferat la Matei Balș la București, unul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență Craiova. De asemenea, am avut un copil de 4 luni care a fost transferat la Craiova la Spitalul de Boli Infecțioase. Din informațiile pe care le am, în momentul de față ei sunt într-o stare stabilă. Teste rapide, cum faceți? Aveți teste rapide la unde se vorbea de... Se fac teste rapide, acolo unde există suspiciune de gripă, se fac teste rapide. Am suplimentat comenzile de teste rapide peste limita normală de comenzi, la fel cum am suplimentat și comenzile de medicamente gen Tamiflu pentru a asigura necesar. Pentru că se punea la un moment dat problema.